Bine v-am regăsit, dragilor! Iată o nouă campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Relevanța tradiției în actualitate despre opera și personalitatea lui René Guénon. René Guénon, un autor prolific și totodată un intelectual profund. În cărțile sale, în lucrările sale, René Guénon a explicat în ce anume constă starea de criză profundă în care se află societatea occidentală, cărți pe care le puteți găsi în colecția Filozofia Perennis a editurii Herald. Astăzi, alături de noi, este domnul profesor Teodoru Ghiondea. Domnule profesor, ați tradus mai multe lucrări ale lui René Guénon. Care este impresia generală pe care o lasă acest autor? Cum este stilul său și care sunt ideile pe care le subliniază cu precădere? Cred că ar fi bine să încep cu o precizare, sau mai bine spus cu impresia pe care ți-o lasă întotdeauna, indiferent de cel care citește, pe care ți-o lasă prima carte a lui Guénon. Oricare ar fi ea, sigur, dacă nu este vorba de o lectură condusă, ca să spun așa, hai să-i spunem programată, dacă vreți, recomandată de cineva care deja a pătruns în opera guénoniană și o cunoaște bine, dar prima impresie care ți-o lasă, sigur, poate să fie una de contrarietate, dacă vreți. Este ceva care începe să contrazică un mod foarte simplu, obișnuit de a vedea lucrurile. Așa cum se formează, de altfel, în urma unui proces de instrucție, adică unui proces de învățare obișnuită. Cursul liceal, de exemplu, și universitate. Ceea ce învățăm noi în universitate, ceea ce am, cu ce ne-am obișnuit din mediul cultural și spiritual creștin, sunt multe lucruri pe care le aflăm de la René Guénon, care sunt noi și care, sigur că, de multe ori contravin cu ceea ce noi am învățat. Ca să-ți faci o idee generală despre Guénon și trebuie să parcurgi principalele lui lucrări, principalele lui cărți. Și asta pentru că e nevoie de o reconfigurare a întregii concepții pe care o ai despre lume, despre viață, despre cultură, despre orice. Și sigur, în primul rând, despre tine însuți. Ce se întâmplă cu tine? Adică până la vârsta respectivă, 20-30 de ani, indiferent câți ani ai, oare n-ai mers pe calea care trebuia să vezi altfel lucrurile, să le evaluezi altfel? Adică este, orice carte a lui Guénon este o provocare. Este o provocare. Ca să-ți faci o idee generală despre opera lui Guénon, sau mai bine spus, ca să știi unde, spre ce te îndreaptă opera lui Guénon, sigur că trebuie să parcurgi principalele lucrări. Aș spune că o caracteristică a stilului lui Guénon este acela de a formula adevăruri cu care, am spus, nu e prea ești obișnuit în general în urma școlii pe care o frecventezi și care te-a format. Și observ că există o aproape generală, o lipsă de dovezi, ca să spun așa, de argumente, așa cum suntem noi obișnuiți, de altfel. Atunci când învățăm ceva, sigur, mi se spune, dom'le, argumentele sunt acestea. Și ți se dau argumente, ți se dau premisele unei concluzii la care trebuie să ajungi pentru o valorizare culturală sau spirituală. Ei, lucrurile nu stau așa la René Guénon. Și nu stau așa pentru că René Guénon o spune de la început, cu alte cuvinte, nu eu sunt cel care am descoperit lucrurile pe care tu o să le citești, cu alte cuvinte. Și eu sunt un transmițător a acestor lucruri. Și atunci, sigur că îți pui întrebarea, doamne, despre ce e vorba? E vorba de vreo funcție profetică? O evaluare? De ce spune că nu el este autorul acestui sistem de a vedea, acestei modalități de a vedea lucrurile și de a le evalua? Ori el spune de la început că este vorba de un punct de vedere tradițional. Și aici trebuie să amintim, în primul rând, lucrarea fundamentală
aș spune eu, prima lucrare care în mod necesar trebuie să o parcurgi, prima carte, ca să poți să intuiești unde trebuie să ajungi, unde vei ajunge chiar de la început și care sunt mijloacele interioare, intelectuale, ca să ajungi la așa ceva. Și această carte este introducere generală în studiul doctrinelor hinduse. Este prima carte pe care el a scris-o în acest sens al operei, adică a cuprins viziunea în această primă carte, care are mai multe părți, are trei părți, asta e mai puțin important. De ce se numește așa? Pentru că prima parte este o punere în gardă. Ți se atrage atenția că ceea ce tu știai în general și așa cum te-ai format în sistemul de învățământ, lucrurile pot fi privite și altfel. Nu mi-a lăsat niciodată impresia, ați spus că am tradus mai multe cărți, sigur, și am parcurs de mai multe ori opera lui Guénon. Nu mi-a lăsat niciodată impresia că se adresează cititorului sub forma, domne, ăsta este adevărul, deci așa stau lucrurile, ceilalți, nu știu, n-au aflat încă, sunt ignoranți, nu asta este nota. Intenția lui, dacă ai răbdare și cauți serios în ceea ce spune în substratul afirmațiilor lui, o să-ți dai seama că este o propunere de a vedea lucrurile într-un alt mod. Este de altfel și intenția editorii noastre, editorii Herald, care a propus colecția Filosofia Perennis, tot cu această intenție de a oferi și o altă viziune și un alt mod de a vedea lucrurile, de a le compara, de a le evalua și până la urmă, dacă vreți, de a le asimila unele din ele și sigur le și asum, pentru că nu citim de dragul de a citi. Exercițiul acesta al lecturii are un țel extrem de important, aș spune total, fundamental, și anume viața ta spirituală. Trebuie spus că René Guénon, în nenumărate rânduri, și în cărțile sale, și în corespondență, o corespondență uriașă, o corespondență absolut uriașă. În ultima parte a vieții, René Guénon a răspuns la mii de scrisori, răspundea personal la mii de scrisori. Și asta pentru că a avut întotdeauna conștiința unei misiuni pe care o are și care nu și-o asumase de la el putere. Vedeți, din punct de vedere al omului nou, al omului modern, al europeanului, este mai greu digerabil o asemenea poziție a unui scriitor. Noi suntem obișnuiți ca misiunile astea să vină pe o cale profetică, pe o cale sacră, ca pentru un sfânt. E mai greu să vină pe calea aceasta. Ori tocmai aici este problema cea mai importantă pe care trebuie să o înțelegi. Că este vorba de un intelectual impecabil, care știe foarte bine ce spune, care a parcurs foarte conștiincios toate treptele și toate sferele culturii europene, atât cât este posibil, sigur că da, și în toate domeniile, și filozofie, și artă, și așa mai departe, și care, având contact în căutările lui spirituale cu o altă viziune asupra lucrurilor, a ajuns la o concluzie pe care el o propune celorlalți. În fond, așa fac toți scriitorii importanți și scriitorii mari. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb, René Guénon abordează în lucrările sale, iată, ați pomenit puțin mai devreme, pe care cititorii le pot găsi în colecția Filosofia Perennis, teme din arii culturale diferite, dar privite cumva din aceeași viziune sau din aceeași perspectivă, din același punct de vedere.
Care este direcția? Ce a vrut el să ne transmită? Ce mesaj a vrut să transmită, iată, posterității? Pentru că ideile lui, mai ales în vremurile pe care noi le traversăm, ideile lui sunt foarte actuale, pentru că vorbește, iată, despre această criză a lumii moderne, dacă ar fi să facem referire la o altă lucrare a lui René Guénon. Vorbește despre această criză a Occidentului, despre raportul dintre Orient și Occident. Domeniile în mare, domenii, liniile directoare, cardinale ale operei lui Guénon sunt patru. Prima și cea mai importantă, care prezintă învățătura, așa cum el spune, mărturisește de mai multe ori, că este o învățătură tradițională și pe care a primit-o și la care a avut acces și pe care și-a asumat-o, și e vorba de opera doctrinară a lui, formată din cărțile pe care o să le vedem imediat. O a doua direcție este cea a simbolismului, pentru că tot ceea ce conține învățătura, transmiterea se face prin intermediul simbolului, pentru că simbolul este capabil să transmită, să sugereze ceea ce limba sau limbajul obișnuit nu poate transmite. Un alt domeniu strict spiritual, al treilea, este cel al inițierii, și spuneam că editura Herald are două cărți fundamentale din acest punct de vedere, și anume inițiere și realizare spirituală și scurtă privire asupra inițierii, în care cititorul găsește absolut tot ceea ce se poate spune în general despre inițiere. Restul, ceea ce este parte de inexprimabil, cum spune René Guénon, lucrul ăsta se află efectiv pe o cale spirituală, atunci când inițiabilul, cel care are capacitatea intelectuală să meargă pe asemenea cale inițiatică, le va afla, le va trăi chiar mergând pe cale spirituală. Și în sfârșit, al patrulea domeniu, care este cel al deschiderii, aș spune eu, sociale față de lume, și anume critica lumii moderne, cum se numește în general, în literatura de specialitate sau cei care îl prezintă pe Guénon. Critica lumii moderne. Nu trebuie să ne gândim că este vorba pur și simplu de o critică a lumii moderne, în sensul că Guénon este nemulțumit sau măcar că este primul. Departe de lucrul ăsta. Există Spengler, sunt foarte mulți autori care au vorbit despre un declin al lumii occidentale. Nu trebuie înțeles că e vorba doar de o critică pur și simplu a unei, ca expresia unei stări de nemulțumire a autorului. El tratează această problemă într-un mod cu totul special, pe care, după știința mea cel puțin, sunt puțin, dacă nu singurul care o face, și anume că el putea foarte bine, nu? Și, bineînțeles, să nu se ocupe de lumea în care trăiește. Problema este că, așa cum mărturisește de mai multe ori și mai ales în corespondență, cum spuneam, o corespondență foarte, foarte susținută și foarte mare, cu un volum uriaș, este misiunea lui spirituală, aceea de a explica Occidentului, apropo de una din cărțile sale, Orient și Occident, de a explica Occidentului că încet, încet, pe parcursul istoriei, s-a separat, s-a detașat de tradiție, a mers pe o cale profană prin excelență și a ajuns într-o stare de criză datorită acestei direcții pe care a luat-o în dezvoltarea sa. Despre asta este vorba. Au fost critici nenumărate că desconsideră sau nu apreciază sau critică vehement omul occidental sau civilizația occidentală. Nu este adevărat. Pentru că o spune în mai multe rânduri. Este vorba de o uitare, dacă vreți, de o părăsire a unei linii normale spirituale pe care Occidentul a avut-o. Ca dovadă că apare și un volum mult mai târziu, o carte mult mai târziu, după moartea lui Guénon, și anume referitoare la ezoterismul creștin. Deci a existat în Europa, în lumea occidentală, a existat o legătură reală cu tradiția.
Vă dau un exemplu vechi, druidismul. Da, în ceea ce se cunoaște, aria spirituală a vechilor greci. E vorba de orfism și pitagorism. Adică nu sunt niște lucruri pe care Europa nu le-a avut sau Occidentul nu le-a avut niciodată și, în schimb, Orientul le-a avut ca și cum lumea s-ar împărți în două de la început. René Guénon insistă asupra acestui lucru, că s-a mers într-o anume direcție greșit. El și explică de ce. Asta este diferența între el și alți autori. Cauza este derularea ciclului istoric. Vedeți dumneavoastră, Blaga, de exemplu, vorbește de trei moduri de a vedea istoria, de a evalua istoria sau de a concepe istorie. Și vorbește de timpul havuz, timpul fluviu și timpul cascadă. Cu alte cuvinte, că sunt istoriografi care consideră istoria ca pe un proces liniar, cu diferitele evenimente, sigur, nu? Un proces evolutiv, progresiv, și acesta este timpul havuz, da? Și un alt mod, al treilea, de a considera istoria ca pe o continuă, decădere, degradare, erodare prin curgerea timpului. Și aceasta, din urmă, este modalitatea specific tradițională. Asta o spun cărțile sacre, asta o spun toate istoriile marilor civilizații sau marilor imperii, cum vreți să o numiți. Simplu, pentru creștin, dacă îi se pare contradictoriu sau îi se pare neadevărat, e destul să deschidă Sfânta Scriptură și o să vadă că ultimul capitol n-are nimic, cum să spun eu, așa, in excelsis, ci se termină cu o apocalipsă. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Prin urmare, și viața omenirii este ca și viața unui om. Adică o parcurgere a unui drum, a unui traseu, a unui, până la urmă, nu, un parcurs de la naștere până la moarte. Și care este însoțită de toate stările pe care le cunoaștem într-o viață obișnuită de om, nu? De la copilărie, de la acea perioadă de aur pe care o are, trăiește în fabulos, trăiește în mit, practic, nu? Și încet, încet pătrunde în lume, este cuprins de lume, este acoperit de lume, este modificat de lume, îi se schimbă foarte mult în interior, intențiile, aspirațiile devin ceva mai încărcate de problemele lumești, de aspectele simple, materiale și până la urmă perioada finală de bătrânețe cu tot ceea ce înseamnă din punct de vedere biologic. Nu? Decrepitudinea până la urmă, toate problemele care apar la bătrânețe și se termină cu moartea. De ce ar avea umanitatea un alt mers? Nu poate să aibă. Nu? Și atunci, sigur că, înțelegând lucrul ăsta, că nu e nimic peorativ, nu spune niciodată, nu acuză niciodată Occidentul la modul acesta, cum să spun, vindicativ sau încărcându-l cu o vină pe care până la urmă nu are, pentru că acesta este mersul. Nu poate să fie altul. El caută niște soluții și soluțiile nu pot fi decât spirituale. Nu pot fi materiale soluțiile. Pentru că așa cum observăm și cum ni se arată din toată istoria contemporană pe care o vedem, că ea este o avalanșă de crize, de la crize economice, de la crize, nu, cum să spun eu, materiale, ca să spun așa, până la cele spirituale care sunt foarte grave. Și nu mai este niciun secret astăzi. Prin asta este actuală opera lui Guénon. Pentru că Guénon se referă la lucruri, la evenimente, la procese la care suntem martori. Cărți scrise acum 100 de ani, criza lumii moderne, de exemplu. Ceea ce scrie în criza lumii moderne, orice cititor de bună credință va constata că viața pe care o duce în societate este un material didactic impecabil.
Deci nu numai, nu este numai o dovadă a ceea ce spune genul, ci este chiar un material din aia, adică chiar învață ceea ce trebuie să observe, ce ar trebui să facă pentru asta și așa mai departe. René Guénon a încercat pe cale spirituală ca la vremea respectivă, început de secolul 20, și anume prin diferitele organizații spirituale. A încercat cu masoneria. Chiar a înființat, dacă vreți, un ordin masoni, nu? Ca să spun așa. Nu merge, nu a mers. De ce? Pentru că problema nu este aceea a unei organizări exterioare. O și spune, ceea ce era ritual înainte a ajuns ceremonie. Nu e același lucru. Pelerinajele nu mai sunt pelerinaje. Sunt vizite turistice. Vedeți? Adică lucrurile, în mod evident, s-au schimbat și au pierdut din consistența lor spirituală. Și atunci, sigur că, mă rog, poate nu-l crezi pe Guénon 100%, dar nu se poate să nu te întrebi dacă nu cumva există măcar un grăunte de adevăr în ceea ce spune el. Și eu sunt convins că cine este sincer cu el, cine este sincer cu toți cei din jur, vor constata lucrul ăsta. Repet, Guénon nu spune că el ne arată exact care este adevărul, unde trebuie să mergem. Nu, el este un transmițător. A fost misiunea lui. Se știe cine i-a trasat această misiune, știm exact și pentru cititorii noștri, îl vor afla pe maestrul lui, care până la urmă probabil i-a și transmis care este misiunea, și anume este dedicația pe care o scrie la începutul cărții Simbolismul Crucii. Eu dedică șeicului Alish al-Maghribi. Acela este șeicul lui. Este un maestru spiritual cu totul special, care a fost și la Universitatea Al-Azhar de la Cairo. El împreună cu fratele, cu tatăl lui, au constituit așa, dacă vreți, o dinastie spirituală cu totul specială, care a avut această preocupare a legăturii între Orient și Occident, între lumea occidentală și lumea orientală. Nu este, iarăși, un lucru necunoscut faptul că, de exemplu, indienii îi disprețuiau pe englezi. Mă refer la o perioadă destul de recentă, sunt 100 de ani. Îi disprețuiau. Dacă vă spun cum îi numeau, da, poate este și mai șocant. Câini, kuta, le spuneau. Deci nu aveau niciun fel de admirație pentru englezi. Așa cum suntem noi obișnuiți să vedem lucrurile la școală. Nu, îi disprețuiau profund. Chinezii au și ei un fel anume de, cum să spun, de rezervă față de europeni. Este un lucru, dacă vreți, constatat și personal. Mi s-a spus direct, stând de vorbă cu un student chinez, foarte bine documentat, și îmi spune la un moment dat, ceea ce ai spus e corect. Și am spus, bine, dar am spus foarte multe lucruri. Nu cred că stau chiar așa lucrurile, adică mă îndoiesc că le-am înțeles de la început. Și mi-a spus foarte simplu. Ți-aș explica și altele, dar nu ai cum să le înțelegi. Nu tu ca persoană, tu ca european, n-ai cum să le înțelegi. Este un alt mod de a vedea lucrurile. N-avea nimic, să știți, până la urmă, peorativ în ceea ce spunea. În general, orientalii au această rezervă față de noi. La fel se întâmplă și în Tibet, la fel se întâmplă oriunde. Ceea ce gândesc și care este părerea lor este cu totul alta decât ceea ce vedem noi. Ori în Guénon avem și explicația de ce. Avem și această explicație. Cine a învățat la școală știe care este până la urmă, descoperă sincer așa, care este diferența și din punct de vedere al civilizației materiale între Orient și Occident. Nu ceea ce se vede astăzi. Milioane de oameni care dorm pe străzi în India. Dacă asta ai văzut când te duci în India, sigur că n-ai înțeles nimic. Ce să înțelegi din asta? Dar dacă începi să, ca la școală, cine, mă rog, de unde a apărut astronomia? Cine s-a ocupat de astronomie? Și constați că vin din Orient. Principalele, algebra, are un nume arab.
De unde vine? De la indieni prin arabi. Nu știu care alt lucru. În timp ce Europa era încă împărțită în triburi, în China existau 34 de universități de eseistică literară, în dinastia Ming. Și atunci, dacă știi lucrurile astea, e imposibil să nu spui întrebarea. Bine, atunci, Europa nu era un ținut al nimănui, un ținut sălbatic. Care era tradiția ei? Că trebuie să fie avut tradiție. E, asta este problema. Ea a dispărut, ca să spun așa, s-a ascuns, spune Guénon, în două sau trei scrisori. Tradiția în țara noastră, că ne interesează în mod deosebit, tradiția în țara noastră, tradiția precreștină, o regăsim, de exemplu, în așa zisele creații populare, nu? După ce a pătruns creștinismul la noi. Și noi știm că tezaurul folcloric românesc, ne arată Vasile Lovinescu, cel mai de seamă ghenonist, ca să-i spunem așa mai simplu să înțeleagă toată lumea, om care a fost în legătură cu René Guénon, într-o corespondență foarte mare cu René Guénon susținută, care a fost și publicată în Occident. Ne arată lucrul ăsta, ne demonstrează lucrul ăsta, că există o tradiție extrem de apropiată de tradiția primordială pe care noi acum o mai aflăm din folclor. Un folclor care este cu totul special. Toată Europa la un loc nu are ca volum acest folclor pe care noi îl avem. Și asta spune ceva despre noi. Nu sunt protocronist, n-am mania dacilor ca fiind, mă rog, mama tuturor tradițiilor și așa mai departe. Nu am lucrul ăsta. Dar în mod cert există o preeminență și există o excelență care, sigur, n-a lăsat urme. Spiritualitatea, din moment ce calea de transmitere fundamentală, transmitere spirituală, una orală, este, după mine, stupid să cer dovezi fizice. Calendarul geto-dacic este unul dintre cele mai, ceea ce se știe și ceea ce se spune astăzi, este unul dintre cele mai, hai să zicem, performante calendare. Nu ne-a rămas nimic. Nu știm, în afară de ceea ce se află la Samisegetusa Regie. Nu știm, ori nu se poate un calendar atât de performant, de care vorbesc autorii antici, nu se putea ține minte, nu se putea, cum să spun eu, forma pe nimic sau menține pe nimic. Deci este clar că sunt lucruri care au dispărut și există și un moment anume în care a dispărut, și anume odată cu ocupația romană. Pentru asta sunt convins că este extrem de important opera lui Guénon. Ne înțelegem și pe noi. În completare putem citi Vasile Lovinescu și o să vedem într-adevăr că apare altfel, apare un alt profil spiritual al românilor. E, meritul lui Guénon este faptul că același lucru, aceeași experiență, poate să o aibă oricare european citind Guénon și redescoperindu-și tradiția autentică. Sigur că sunt păreri și păreri. Din moment ce vorbim de atâtea crize, în ultimii 20-30 de ani, vă rog să luați, să vă reamintiți de câte crize vorbim. Am început să vorbim aproape în fiecare, nu știu, sezon, dacă vreți, în fiecare anotimp vorbim de câte o criză. Sunt din ce în ce mai dese. Ca să nu mai spun de multe, multe altele de comunicare. În învățământ, în orice domeniu, există aceste crize. În cercetare, în știință, este întotdeauna, apare câte o perioadă de stagnare și chiar de regres, aparent regres. Pentru că există niște limite până la urmă. Nu există nimic nelimitat în afară de Dumnezeu. E, această limită este foarte importantă pentru un cercetător autentic al propriilor dimensiuni interioare să știe să o detecteze. Asta este măsura de care vorbeau grecii vechi. Aș mai atrage atenția asupra unui lucru. Cum se citește René Guénon? Trebuie mare atenție, pentru că
felul cum abordăm cărțile scrise de Genon, textele scrise, sunt constituite ca și cărți din perioada în care trăia și care au apărut atunci, se citesc într-un anume fel, ele constituie o anumită unitate, au apărut cărți după moartea lui și s-au constituit în volume diferite studii din foarte, foarte multele reviste care el a publicat și care trebuie, acea unitate trebuie văzută cu o anumită precauție și are un alt ton în corespondență. Corespondența a fost publicată. Are un alt ton. Dacă se găsesc aparente sau formale contradicții, ele sunt într-adevăr numai formale. René Guénon răspunde, de exemplu, în corespondență fiecăruia pe măsura nu, intuită, pe măsura capacității intelectuale celui care i-a scris. Deci trebuie să fim foarte atenți. Guénon nu se ocupă de detalii. Guénon se apleacă asupra principiilor. Și ăsta este un lucru important. Ne atrage atenția că atunci când invocăm ca argument, când invocăm un caz particular, nu putem trage o concluzie generală. Ăsta este un lucru fundamental. Dar este o trăsătură specifică europeană. Știți? Deci sunt multe asemenea lucruri la care trebuie să fim precauți. Nu este nimic, aș spune eu, contradictorul în opera lui Guénon. Ceea ce a deranjat cel mai mult în opera lui Guénon a fost atitudinea lui de analiză, de examinare cu foarte mare sinceritate și pătrundere a stării în care se află societatea occidentală. S-a pus întrebarea de ce a plecat René Guénon la Cairo. Păi a plecat la Cairo în primul rând pentru că el avea o inițiere sufită, deci islamică, da? Și a plecat din Europa pentru că în Europa nu avea un mediu propice pentru așa ceva și pentru că ceea ce el a presupus că se poate întâmpla, că există soluții de remediere a crizelor noastre, și a pierdut această speranță. Și la un moment dat îi scrie lui Denis Boulay, scrie: ceea ce eu am intenționat n-a fost neapărat să schimb, cu alte cuvinte, fața Occidentului, ci să creez o stare de spirit. Sunt cuvinte cheie. Să creez o stare de spirit, asta înseamnă foarte multe lucruri. Dar cel mai important, poate dintre toate, este această întoarcere a fiecăruia către el, către reevaluarea ceea ce știe, a ceea ce trăiește și, sigur, practic, pentru că până la urmă, oricât de înalt ar fi o învățătură și transmiterea, comunicarea unui adevăr strict spiritual, are întotdeauna un cel practic. Deci nu trebuie să uităm niciodată asta. Nu trebuie să uităm acest lucru niciodată. Tot ceea ce înseamnă literatura sapiențială este un suport interior pentru o practică spirituală de desăvârșire. Nu? Ăsta este scopul. Nu există alt scop. Oricât de înalt ar părea, eu știu, un sistem metafizic, deși metafizica nu suportă sistem, este asistemic, ca să spun, dar oricât de înalt ar părea o învățătură, ea vizează un scop practic. Și pentru noi, pentru europeni, citind opera lui Guénon, este aceea de conștientizare. El asta țintește, ca europeanul, ca occidentalul să conștientizeze ceea ce se întâmplă. Este de acord, nu este de acord cu el, până la urmă vă mărturisesc că eu cel puțin consider că e prea puțin important. Este important dacă l-am citit, dacă am reconsiderat ceea ce știu, dacă reconsider și mai gândesc o dată concluzia finală la ceea ce privește viața mea interioară și la ceea ce privește, sigur, mediul în care mă aflu, ambianța în care trăiesc. Este un obiectiv atins. Asta a ținut în mod special. Pentru că așa este. El a pornit de la ideea că se poate schimba ceva prin cadrul organizațiilor inițiatice.
a ajuns la concluzia că nu se poate. Atunci, care ar fi? Nu există soluție? Eu cred că da. Așa din ceea ce eu cunosc, așa cum eu am cunoscut opera lui Guénon și nu numai opera lui Guénon, și alte lucruri, soluția există, numai că ea acum este personală, este individuală. Adică fiecare din noi trebuie să ne gândim, nu folosește la nimeni formăm un grup Guénon de studiu sau de nu știu ce. Nu. Primul lucru care trebuie să-l facem este un discurs interior care să încerce să fie cât mai aproape de realitate. Pentru asta este actual. Prin asta este actual Guénon. El trebuie gândit. Unul din cei mai, dacă nu cel mai important, moștenitor al liniei lui spirituale, mă refer la autorul Charles-André Gilis, din care editura Carald are caracterul universal al islamului, tradusă tot de mine, spunea Guénon este un autor caracterizat ca fiind ezoteric. Atunci trebuie citit în această notă. Ce înseamnă această notă? Că nu poți să citești o piesă de Shakespeare și să vrei să găsești acolo un adevăr matematic. Nu ăsta este scopul. Și atunci, dacă Guénon se referă la acest aspect, că asta înseamnă ezoteric, aspectul interior, esențial, fundamental a ceea ce trăim, și ca persoană, și în ambianța, în societatea în care trăim, nu? Atunci înseamnă că noi asupra acelui lucru esențial trebuie să ne concentrăm atenția și tot travaliul nostru interior. Prin asta este actual, prin îndemnul acesta și printr-o susținere a aspirațiilor noastre interioare sau aspirații spirituale pe care o avem. Acesta este, în mod fundamental, aș spune eu, obiectivul, și obiectivul se atinge. Nu este ceva de neatins. Una din caracteristicile uluitoare, îndrăznesc să spun, uluitoare ale lui Guénon, și a fost poate lucru care m-a izbit de la început. Reușește un lucru pe care nu l-a reușit nimeni. Să redea perspectiva metafizică într-un limbaj accesibil oricui. Absolut oricui. Este pentru prima dată când, așa cum știm, Dumnezeu nu poate fi calificat, nu poate fi definit, nu poate fi. Și el dă un substitut ca să poți intui a tot posibilitatea divină, a tot posibilitatea universală. Uitați, cuvinte obișnuite. Cuvinte obișnuite. Problema este alta, până la urmă, efortul nostru intelectual este să înțelegem aceste cuvinte obișnuite în această nouă constelație. Și vom avea beneficiu spiritual corespunzător. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi domnul profesor Teodoru Ghionde. Am vorbit despre opera și despre personalitatea marcantă a lui René Guénon. O operă vastă, pentru că iarăi vorbim de foarte multe titluri publicate în colecția Filosofia Perennis și cu siguranță vor mai apărea alte titluri în această frumoasă colecție. Titlurile, lucrările lui René Guénon. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să ne urmăriți în continuare pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube Herald. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!